Bună seara, domnul deputat. Bună seara, domnul Bârlaga. Vă deranjez în legătură cu discuțiile din spațiul public, din care a rezultat că v-ați manifesta intenția să plecați la Aur Călăraș și aveți interesul ăsta, voința asta? Discuția este extrem de veche și eu, în repetate rânduri, am făcut afirmație extrem de clară: nu plec din PSD. Eu am câștigat alegerile cu Partidul Social Democrat cu un scor extrem de mare, 50% pe vot direct în zona Olteniței. Rămân în Partidul Social Democrat, nu am avut în intenție și nu am să plec, nu la Aur, la nici un alt partid din România. Domnule deputat, este adevărat că vă motivează și faptele din județ, orientarea către socialdemocrați, în multe localități ați intervenit, v-ați impus punctul de vedere și voința legii. Cum comentați? Sigur că da, eu merg alături de oameni, de electoratul PSD, știu că ei m-au susținut, știu că mă susțin, oamenii au venit în mod direct la mine și m-au rugat să nu plec, clar că nu plec din PSD, eu simt acest electorat ca fiind alături de mine și nu vreau să înșel încrederea nimănui. Eu sunt un om asumat, un om direct, nu umblu cu dedesubturi sau cu alte, știu eu, așa zise politicianisme. Nu, eu rămân în PSD fără niciun fel de alte discuții. Bine, domnule deputat, vă mulțumim pentru interviu, pentru răspunsul la întrebările noastre. Doamne ajută, cu drag, oricându-te și rămân în PSD, să nu mai lansăm zvonuri din astea, știu eu, doar așa, de a crea știri. Nu, știrea este una singură, Dumitru Coarnă rămâne în PSD Călăraș. În regulă, o seară bună! Doamne ajută!